Potrivit rezultatelor interimare, la bacalaureatul de toamnă, absolvenții din județul Hunedoara au obținut rezultate modeste, aproape de media la nivel național, dar cu câteva procente sub aceasta. Cea mai bună medie, 8,91, a fost obținută de un elev de la Liceul Teoretic Traian Lalescu din Hunedoara, iar un elev din Brad a fost eliminat din examen. Dintr-un total de 706 candidați, doar 590 s-au prezentat la probe, iar dintre aceștia, abia 156 au luat note de trecere prin care și-au asigurat și obținerea diplomei de bacalaureat. Rezultatele sunt provizorii și pot apărea modificări, deoarece s-au depus aproape 300 de contestații. În județul Hunedoara, sesiunea august 2024, am avut înscriși 706 candidați, prezent 590. Dintre aceștia au promovat 157 de candidați și am avut un candidat care a fost eliminat. Totodată pot să vă spun că s-au depus 282 de contestații. În perioada 27-29 august se vor soluționa aceste contestații. Rezultatele finale se vor comunica în data de 30 august. Procentul de promovabilitate este undeva la 20%. Este mai mic, să spun așa, decât cel de anul trecut, undeva sub 30, dar destul de aproape cu cel de la nivel național, unde la fel este în jur de 29,3%. În județul Hunedoara, procentul de promovabilitate în prima sesiune din această vară a examenului de bacalaureat a fost de 82%.